morning! Bună dimineața! Astăzi vă spun bună dimineața pentru că la noi este dimineața, este ora 7, noi suntem toți treji, la noi este o zi de sâmbătă și vreau să vă arătăm puțin din viața noastră. Vreau să vă arăt puțin dimineața ce mâncăm noi, ce bem și uitați-vă aici pe masă câte am. Am aici, noi avem suc care facem dimineața cocktail cu minerale, cu uleiuri, cu vitamine. Și după asta luăm mic dejun, care noi ne stăruim micul dejun să fie cât mai sănătos și totodată să ne ție sătul. Eu voi face astăzi niște pancake-uri sau clătite, voi face în care voi folosi fulgi de ovăz, miere, puțin praf de copt, proteină, avem de ciocolată și vanilie. Soțul iubește de ciocolată, dar pentru noi toți cred că ați folosit vanilia asta, dar eu am pus de ciocolată. Este o companie care face produse naturale, organice, ouă, lapte. Dar acum noi facem la toți cocktailuri să bem cu suc și cu minerale. Nu știu dacă vă este interesant așa ceva sau nu, dar vreau să vă arăt cum sunt eu zi de zi. Dimineața m-am spalat pe față, mi-am pus cremul, îmi place să umblu prin casă în short sau maiou sau cămașă de-al soțul meu. El are foarte puțin, eu am foarte multe, dar eu oricum dimineața mă îmbrac ceva de-a lui. Poți să vii și tu puțin în cameră? Da. Iată, aici stai soțul meu, nu știu dacă l-ați mai văzut sau nu. Trebuie să-i fac și coafura. Da. De păcat, nu avem tare mult timp. Nu știu dacă vă este interesant de aceste lucruri sau nu. Eu am hotărât să fac, să mă împart asta cu voi. Poți să te rog, deschizi. Mai întâi punem minerale. Vom pune din uleiuri esențiale care sunt foarte bune, naturale, imunitatea o ridică. Eu nu fac reclamă, nu vă spun ce companie, nu vă arăt, doar vă spun cum la noi se petrece dimineața. Eu pun aici esență de ulei de grapefruit, de lime, care să protejeze de infecții, de imunitate, diferite. Pentru a regula colesterolul acesta, un fel de ulei pun să-l scadă, adică în jos, dacă e prea mărit. Și cocktailurile noastre de a lua energie dimineața sunt gata. Acesta e meu, Ilinca. Ne împlem de energie și sănătate. Noi acum vrem să facem micul dejun, clătitele, dar mai întâi vreau să vă arăt puțin la noi afară cum e. Am vrut să plecăm la ocean astăzi, dar plouă. Iată, aici la noi este ieșire. Ieșim afară. Iată așa, frumusețe la noi. Deci avem o piscină care noi acasă o punem. Mie îmi place prin ploaie să îmblu. Iată așa la noi, aici care se vede camera fetiților de joacă. Vreau să vă arăt că noi nu uităm de tradițiile cum părinții noștri se ocupau acasă, noi aici tot puțin ne ocupăm. Avem, iată acolo, o mică grădinuță. Vreau să vă arăt. Aici sunt castraveți, la noi au plouat, stau la pământ. Avem ardei, roșii. Aici iar ardei și roșii. Uite așa mari. Am luat. Acum mergem să facem clătitele. Good morning! Thank you! Vreau să vă arăt puțin și
peisajul din, de la locul meu de lucru, aici e bucătăria. Așa. Sunroom-ul, unde copiii se joc și totodată se vede afară, foarte frumos, totul verde. Ne scuzați de dezordinea care este. Dacă vă este interesant așa feluri de video, spuneți. Așa, am vrut să vă fac cunoștință mai aproape cu noi, cu cum noi trăim. Dacă, cum v-am mai spus, dacă vă este interesant așa fel de video, spuneți. Eu pot să vă mai fac puțin video și din viața noastră, de zi cu zi, dar acum facem clătitele, că eu de fiecare dată pregătesc copturi, dulciuri și mănâncă soțul și Linca. El s-a încă e mică, dar pentru mine nu sunt toate bune, nu toată lumea poate să consume dulce și copturi multe. De aceea eu am hotărât să mă gândesc la o rețetă de clătite, tare îmi plac clătitele, dar să fie și sănătoase și sățioase. Așa că facem clătitele. Fulgi de ovăz e de dorit să fie care se pregătesc repede. Eu cântăresc aici 100 de grame de fulgi de ovăz. Este 100 de grame. Acum aceasta o voi face în făină. Dacă n-aveți așa, puteți în blender să puneți sau chiar și se vinde făină de fulgi de ovăz. Eu prefer să o fac așa acasă. Am făcut fulgi de ovăz, uitați, vedeți așa, făină. Acum la ea voi adăuga două linguri de proteine. Proteinele sunt cu vanilie, cum am spus. Iată așa, vedeți? Două linguri mari. Adăugăm. Apoi voi adăuga jumate de linguriță de ceai, de praf de corn. Apoi Linca strică ouăle, două ouă. Ouă la dorință, vreți adăugați miere, vreți nu, eu voi adăuga o linguriță de ceai. Eu vom mai adăuga și esență de ulei de scorțișoară, voi adăuga două picături pentru miros și pentru sănătate sunt bune. 1, 2, așa. Ah, ce miros! Adăugăm laptele, am 150 de ml, dar dacă va mai trebui, voi mai adăuga. Sub video, întotdeauna eu scriu toate ingredientele. Cum vedeți, am făcut făina din fulgi de ovăz, am pus totul și amestecăm. Gata, dacă nu aveți, cum v-am spus, blender, nici așa aparat, puteți să cumpărați făină de fulgi făcută gata și cu o furculiță, cu o lingură obișnuită amestecați toate ingredientele. Vreau să mă uit la consistență, dacă e consistența aceea care îmi trebuiește mie. Nu mai trebuie să adaug lapte, nimic. Un miros. Uitați-vă câți bulbuci sunt. Asta proteinul. Așa de... Veți vedea cât sunt de fini, cât sunt de gustoși. Uitați-vă la consistență. Punem tigaia la încălzit. La mine scara de temperatură e de la 1 până la 9. Eu am pus la 5.
acolo soțul face ceai. La noi întotdeauna așa dimineața, eu fac mâncarea, dar el face ceaiul. Și aici, petale de trandafiri, noi am strâns. Acum, cred, 2 săptămâni urmă le-am strâns, da? Da, da. Și aici avem de floare de salcâm, da. Tot noi am strâns-o anul trecut. Anul acesta încă n-am apucat. Reușim să strângem? N-a streacă. Cred că pe alocuri, fermentează. Tigaia mea e încălzită. Coacem clătitele. Tigaia este fără ulei, fără nimic. Și le coacem. Vreau să vă spun că dacă vreți, puteți să mai adăugați ceva fructe în ele. Zmeură, afine, căpșune, tăiate mărunt. Când vedeți că deasupra este tot așa, vedeți? Cu găuri, tare îmi place procedura aceasta. Spate deja de întors. Vedeți cum arată? Uitați-vă cât de frumos se primește. Clătitele noastre sunt gata, vreau să vă le arăt cât de frumoase sunt, cât de gustoase. Vreau să vă spun că, uitați-vă, eu am făcut așa mai grosuți, uitați-vă cum se văd găurile toate, se văd. La mine nu se primesc pe ambele părți, așa cum aici, nu, trebuie să le ții mai mult, nu știu, eu nu vreau să le țin. Se primesc aici așa, aici așa. Vreau să vă spun că laptele, cantitatea care eu am dat-o, se primesc etașa, grosuță. Dar nouă îmi plac etașa, să fie încă mai subțiri. De ce eu am mai adăugat lapte? Voi, eu am scriu câte cantitate de lapte dacă să se primească așa și câte așa. La dorința fiecărui. Asta n-am arătat că am mai adăugat lapte, am lăsat în dosul camerei. Acum ceaiul nostru este gata. O aromă. Am ajuns la momentul cel mai plăcut să le probăm. De data asta probez și eu. Sunt iubitele mele. Eu voi pune puțină miere peste ele. Nu-i nici de lămâie, nici de scurtușoară. E așa ceva, o aromă între neutru, nu pot să vă spun, dar sunt foarte gustoase și sunt foarte sănătoase. Proteine au, vitamine au, fibre au, de toate au. Nouă poftă bună și vouă poftă bună care sunteți în timpul mesei. Vreau să vă spun că am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, puneți clas, abonați-vă la canal, scriți comentarii, dar noi vă spunem pe curând și ne vedem la o nouă rețetă.